mare har să auzim cuvântul. Slăvit să fie Domnul, pe El îl glorificăm pentru aceasta. Este dragostea lui Dumnezeu și purtarea sa de grijă ca încă de la primele servicii din anul nou, din anul 2021, să putem să auzim cuvântul. Și Domnul să ne ajute să fim nu doar ascultători, ci și împlinitori ai cuvântului Său. Vă doresc tuturor un an nou binecuvântat și nu doar un an, ci de acum încolo până în veșnicie cu Domnul să fiți binecuvântați. Cei de aici, din sală, cei de la distanță, pe toți Domnul să ne binecuvinteze. Dragii mei, pentru ca trezirea spirituală să aibă loc, sunt necesare niște condiții. În primul rând este nevoie de dorință și de deschidere din partea noastră. Și am văzut că asta există, slăvit să fie Domnul. Conducerea bisericii, prin inspirație de la Domnul, a hotărât să fie aceasta tema și nu doar tema, ci să fie ținta noastră pentru anul 2021. Și Domnul să lucreze, să fie o trezire puternică, o trezire spirituală în viețile noastre personale, în familiile noastre și în biserica Domnului de aici și de pretutindeni. Deci deschiderea și dorința pentru aceasta există. Următoarea condiție este să cunoaștem, să înțelegem și să împlinim învățăturile biblice. Ceea ce noi numim doctrină. Să nu vă sperie cuvântul doctrină biblică, doctrine biblice. Doctrină înseamnă învățătură. Și pentru ca trezirea să aibă loc, este important să cunoaștem învățăturile și să le practicăm. Și poate cineva va zice, dar cum, cât de profund au cunoscut învățăturile cei de la începutul credinței sau la alte treziri spirituale care au avut loc, le-a predicat, le-a învățat cineva doctrinele, învățăturile? Dragii mei, ne uităm în Biblie la faptele apostolilor, ne uităm la scrierile apostolilor, toate sunt pline de învățăturile Scripturii. De învățăturile Domnului Iisus Hristos. Toate sunt pline de doctrină. Așa au avut loc trezirile. Așa s-au născut bisericile. Prin predicarea cuvântului lui Dumnezeu. Trezirea din Africa, trezire extraordinară, în special prin Reinhard Bonnke, a trăit 79 de ani. Statisticile spun că aproximativ 79 de milioane de africani s-au întors la Domnul. Câte un milion pentru fiecare an din viața lui. A fost un om folosit de Domnul, un om extraordinar. Dar ce a făcut Bonnke? A predicat învățăturile biblice. S-a dus cu Evanghelia și a predicat-o. Și Dumnezeu a însoțit Evanghelia cu semne și minuni. Dar punctul principal, pornirea, a fost învățătura biblică. De aceea, dragii mei, prin ajutorul Domnului, în următoarele săptămâni vom parcurge învățăturile biblice sau doctrinele biblice fundamentale ale Bisericii Pentecostale. Noi, așa cum fiind împreună cu Assemblies of God, de fapt și Church of God, Bisericile Pentecostale majore, au comprimat în 16 puncte. În România, spre exemplu, Biserica Apostolică are 18 puncte, dar sunt aceleași învățături, numai că unele sunt despicate mai amănunțit. Nu contează numărul lor, contează că există niște adevăruri biblice, niște învățături biblice pe care noi trebuie să le cunoaștem. Și aș vrea, prin harul Domnului, să recapitulăm, așa cum spunea și fratele păstor de dimineață, în mare, nu o să intrăm în amănunte, că nu petrecem foarte mult timp, dar să ne reamintim anumite lucruri și am vrea să nu fie o prezentare seacă, să nu fie doar o recapitulare, așa, pentru asta ați fi putut să stați acasă, să luați un pamflet unde sunt toate cele 16 doctrine și să-l citiți, sau o altă carte, să citiți liniștiți și să spuneți, am trecut prin doctrine. Nu acesta este scopul. Scopul este ca Dumnezeu, prin cuvântul Său și prin Duhul Sfânt, să le reactiveze în viața noastră. Pentru că noi cunoaștem lucrurile acestea, dar începând din seara aceasta, Dumnezeu ni le reamintește. Și să ne ajute Dumnezeu să trecem la practicarea lor.
Și apoi a treia condiție a trezirii spirituale, că spuneam, trebuie să fie dorință, trebuie să fie cunoașterea și trăirea învățăturilor biblice, și cealaltă, a treia, este practicarea disciplinelor spirituale. Și Dumnezeu să ne ajute și la aceea. Întorcându-ne acum la învățăturile biblice, în seara aceasta, cu ajutorul Domnului, aș vrea să parcurgem primele trei, dacă cumva nu reușim, poate că le parcurgem pe primele două, dar suntem deschiși după cum Dumnezeu va lucra. Prima dintre ele este inspirația și autoritatea Scripturii. Deja fratele Alex a prezentat, a vorbit despre aceasta și îi mulțumesc lui Dumnezeu și îi mulțumesc lui pentru mesajul bun pe care l-a avut, adresat cu țintă clară spre cei cărora le place să folosească logica, cei cărora le place să folosească mintea, argumente foarte bune, istorice, științifice, arheologice, ca noi să credem Biblia. Și pentru cei care vă place mai mult să citiți, știu că sunt și în limba engleză, cei tineri probabil că deja cunosc, dar mă refer la cititorii de limba română mai mult. Unii dintre dumneavoastră ați citit, recitiți dacă aveți ocazia, cartea scrisă de fratele pastor Petru Popovici, Și totuși Biblia este adevărată. O carte a apărut în timpul comunismului, cu riscuri, cu sacrificii, dar a apărut și am citit-o, mulți din generația mai în vârstă au citit-o, o găsiți, s-ar putea să fie tradusă și în limba engleză, Și totuși Biblia este adevărată. O carte plină de dovezi arheologice, istorice, astronomice, fizice, filozofice, de toate felurile, puse împreună. Fratele Petru Popovici a fost un om al lui Dumnezeu deosebit și Dumnezeu l-a folosit pentru aceasta. O altă carte, tot foarte bună, scrisă de un creștin german, apărută prin anii 50, dar foarte, foarte bună. Sigur că la ea s-au mai adăugat alte descoperiri. Werner Keller a scris o carte Și totuși Biblia are dreptate. Sunt cărți foarte bune care aduc dovezi pentru cei cărora le place să folosească cunoștințele, să folosească mintea. Dar dincolo de minte, așa cum spunea în încheiere fratele Alex, aș dori ca Dumnezeu să lucreze în așa fel ca cuvântul Său să fie sădit în inima noastră și noi să avem o credință puternică în cuvântul Domnului. Vorbeam cu copiii de la Sunday School atunci când am slujit la Sunday School, vorbeam mai târziu cu tinerii și mi-amintesc de când eram eu copil și de când eram eu tânăr. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru aceasta, e un har al Domnului. N-am avut niciodată dubii, măcar că mi-a plăcut să citesc, am citit foarte multe lucruri despre tot felul de farfurii zburătoare, alte descoperiri sau presupuneri ale științei sau tot felul de lucruri. M-au fascinat acestea, dar niciodată nu am avut niciun dubiu asupra vreunui pasaj sau asupra unei întâmplări sau minuni din Sfânta Scriptură. Și am spus așa și continui să spun și acum, la aproape 60 de ani, cum spuneam atunci, la 7 ani. Dacă este ceva în Biblie care nu pot să-mi explic, care nu pot să înțeleg, în niciun caz nu mă îndoiesc, ci cred și știu că la Dumnezeu totul este cu putință. Mi-amintesc o întâmplare, probabil și dumneavoastră ați auzit-o, când un profesor ateu, un profesor de istorie, s-a dus la o bătrânică, la o creștină în vârstă și a spus: Mătușico, spune-mi orice întâmplare din Biblie și eu am să-ți demonstrez că nu e adevărată. Și sora, fără să ezite, a spus din prima, zice: trecerea Mării Roșii. O, zice profesorul de istorie, păi s-a bucurat că a crezut că este pe terenul lui. Zice: s-a descoperit că de fapt acolo nu era chiar Marea Roșie, că era doar un canal și că apa era doar până la genunchi și au trecut foarte ușor. Slavă Domnului, a zis bătrânica. Dar el se uită la ea: cum? Pentru ce zici tu slavă Domnului? Păi zice: zic slavă Domnului că dacă e așa cum zici tu, într-o apă doar până la genunchi s-au înecat toate carele egiptenilor, s-au înecat oastea lor, s-au înecat atâția oameni. Slavă Domnului, Domnul e mare, face minuni.
A crezut din toată inima, nu a interesat-o ce zice istoria. Dragii mei, cuvântul Domnului este adevărat. Și la ceea ce fratele Alex a spus, mi-a venit în minte că spune un cuvânt în Biblie: Dumnezeu veghează asupra cuvântului Său. De aceea s-a transmis peste mii și mii de ani cuvântul fără greșeli, fără erori, greșeli de copiere, greșeli de omitere, greșeli de tipar s-au mai întâmplat, dar ele nu schimbă textul, ele nu schimbă importanța. De ce? Pentru că Dumnezeu veghează. Și atunci când Dumnezeu veghează, cuvântul se transmite, slăvit să fie numele Domnului. Avem multe pasaje biblice, eu n-am să citesc, în seara aceasta am să folosesc mai puține, că vreau să parcurgem un teren mai mare, dar Ioan 17:17, Domnul Iisus Hristos în rugăciunea sa spunea despre ucenici și despre toți creștinii: Sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Cuvântul lui Dumnezeu are niște caracteristici, am să le amintesc doar în fugă, și una din ele este aceasta că nu are eroare. Cuvântul lui Dumnezeu este fără eroare, fără greșeală. Oricât ar căuta oricine, mai devreme sau mai târziu se dovedește că ceea ce este scris în Biblie este perfect adevărat. Este fără eroare. Aceasta se numește ineranță. În limba română acest cuvânt nu-l găsiți altundeva, în alt domeniu. Uitați-vă la dicționarul explicativ al limbii române, ineranța este un termen, spun ei, adus de Biserica Catolică, care înseamnă că Scriptura este fără greșeală. Inerant, fără eroare. Asta înseamnă. Este un cuvânt mai rar, dar nu contează cuvântul, contează principiul. Principiul fundamental. În cuvântul lui Dumnezeu, în Sfânta Scriptură, nu există eroare. O altă calitate a Scripturii este infailibilitatea ei. Adică tot ce este scris în Scriptură se împlinește. Dumnezeu veghează asupra cuvântului Său nu doar ca să se transmită, ci și ca să se împlinească. Slăvit să fie Domnul! Căci adevărat vă spun, spunea Domnul Iisus Hristos în Matei 5:18, câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile. Deci infailibilitatea cuvântului lui Dumnezeu, a Scripturii, este că se va împlini, mai devreme sau mai târziu se va împlini, cum zicem noi, cu da și amin. Aceasta este calitatea cuvântului lui Dumnezeu. Psalmul 33:4, căci cuvântul Domnului este adevărat și toate lucrările Lui se împlinesc cu credincioșie, slăvit să fie Domnul. Deci nu există greșeală în Biblie și absolut ce este scris în Biblie se va împlini, se va întâmpla. O altă calitate a cuvântului lui Dumnezeu este suficiența. Cuvântul lui Dumnezeu este suficient pentru un creștin ca să știe cum să trăiască, ca să aibă parte de veșnicie. Nu spun prin asta că nu e bine să citim și alte cărți sau scrieri bune care merg împreună cu Biblia, dar întotdeauna Biblia trebuie să ocupe primul loc și dacă nu există altceva. Îmi amintesc că un mare predicator contemporan american a fost întrebat de cineva: care sunt cărțile pe care ai vrea să le ai cu tine dacă ai fi undeva izolat pe o insulă pentru 20 de ani? Și el a spus: doar una, Biblia. Doar una, Biblia este suficientă. S-a citat deja de aici și noi cunoaștem bine versetele din 2 Timotei 3, 16, 17, căci toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și anume pentru ce? Să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Suficient, nu trebuie altceva. O altă calitate a cuvântului lui Dumnezeu este că El este complet. Scriptura este completă pentru credincios. Nu există arie a vieții noastre, individuale, de familie sau de biserică,
sau în societate, nu există arie pe care Scriptura să nu o acopere. Scriptura ne învață cum să ne purtăm soț cu soție, Scriptura ne învață cum să ne purtăm părinți cu copii, Scriptura ne învață cum să ne purtăm frați cu frați, Scriptura ne învață cum să ne purtăm cu toți oamenii și așa mai departe. Deci, Scriptura este completă. Slăvit să fie Domnul pentru aceasta. Ce har, fraților, Domnul a pus pe inima cântăreților de la cor să cânte cântarea asta. Ce har să auzi cuvântul, să-l primești cuvântul și cuvântul acesta, așa cum am spus, este suficient și este complet. Slăvit să fie Domnul. Apoi, o altă calitate este autoritatea Scripturii. Și aici spun doar atât pentru noi ca și credincioși. Întotdeauna, sursa și ghidul de trăire pentru noi trebuie să fie Sfânta Scriptură, slăvit să fie Domnul. Ea trebuie să aibă autoritate în viața noastră. Ea trebuie să aibă autoritate în familia noastră. Scriptura să aibă autoritate în biserica Domnului. Știți cum? Atunci când venim la Scriptură, toate lucrurile se aliniază. Noi putem avea opinii, noi putem să fim foarte vocali câteodată când vrem ceva, însă atunci când venim împreună și deschidem Scriptura și îl rugăm pe Domnul să ne ajute să o înțelegem așa cum trebuie, ea ne aduce pace, ea ne aduce unitate, ea ne aduce dragoste și ne face să înțelegem că înainte de orice, noi trebuie să ne supunem autorității Scripturii. Slăvit să fie Domnul! Aceasta în linii mari, dragii mei, despre inspirația și autoritatea Scripturii. Aș vrea doar să spun câteva pericole și la toate cele trei învățături, toate cele trei doctrine din seara aceasta, am să amintesc câteva dintre pericole. Poate unele nu sunt pentru noi, sunt pentru oamenii așa în general, să zic, care se uită la cuvântul lui Dumnezeu și îl compară și îl cântăresc și se uită la alte învățături din lumea aceasta. Iată câteva pericole. Una din ele este adoptarea altor cărți sau altor scrieri și punerea lor înaintea Bibliei. Aș putea să amintesc aici, de exemplu, scrierile lui Mormon, da? Mormonii le pun înaintea Bibliei. Scrierile lui Ellen White, anumiți credincioși pun acele scrieri, dacă nu înainte, măcar egale cu Biblia. Sau altele, sunt atâtea alte scrieri în lumea aceasta. Dragii mei, Biblia trebuie să rămână întotdeauna deasupra. Spunea cineva, poți să citești 10 cărți, dar pune totdeauna Biblia deasupra. Pentru că dacă deschizi Biblia, ea îți dă ghidul și dacă mai trebuie să mai citești și în alelalte, poți să mai citești. Dar întotdeauna deasupra să fie Biblia. Un alt pericol este punerea tradiției înaintea Scripturii. Există biserici tradiționale, clasice, care spun biserica se bazează pe tradiție și Sfânta Scriptură. Nu m-am uitat recent, știu că sunt unii la care le place să se uite. Biserica Ortodoxă avea treaba asta, nu știu dacă au schimbat-o recent, dar cu ani în urmă ei așa spuneau, Biserica Ortodoxă se bazează pe tradiție și pe Sfânta Scriptură. Dragii mei, tradiția nu e importantă, că vine de la oameni, dar Sfânta Scriptură vine de la Dumnezeu. Un alt pericol este alterarea traducerilor biblice în folosul doctrinar particular. Anumite confesiuni, anumite culte au tradus Biblia cum le-a plăcut lor și au evitat sau au schimbat acele pasaje care intră în contradicție cu învățăturile lor particulare. Așa cum s-a spus aici, Biblia s-a transmis cu o acuratețe, cu o precizie extraordinară, pentru că Dumnezeu veghează să nu stricăm adevărul, cum spunea Apostolul Pavel, să nu stricăm Evanghelia, să nu stricăm Cuvântul lui Dumnezeu, aducându-l la ceea ce vrem noi.
ci să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu așa cum este el original și să aliniem credința noastră la aceasta. Un alt pericol este a lua în considerare doar unele părți din Biblie ca fiind adevărate. Sunt oameni care spun, da, asta e adevărat, e dovedit, e așa, dar asta la altă, poate că au adăugat-o oamenii. Nu, dragii mei. Cuvântul lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură, așa cum s-a spus, este completă, este consistentă. Tot ce este scris în Scriptură se înmănunchează, se îmbină una cu alta. Un alt pericol este considerarea Bibliei doar din punct de vedere literar, istoric, geografic sau filozofic sau cum vreți. Sunt oameni care iau și citesc Biblia și spun, oh, da, e o scriere foarte frumoasă, o scriere veche, dar ei nu văd că în ea este mesajul lui Dumnezeu către noi. Dragii mei, în concluzie, referitor la inspirația și autoritatea Sfintei Scripturi, ea vine de la Dumnezeu, ea este descoperirea lui Dumnezeu din dragoste și prin har pentru noi oamenii și datoria noastră este să o cunoaștem, să-L rugăm pe Dumnezeu să ne ajute să o înțelegem și să o practicăm și ea să fie autoritatea numărul unu în viața noastră. Amin. A doua învățătură din seara aceasta, singurul Dumnezeu adevărat. Vedeți, există multe mii chiar de religii în lumea aceasta și fiecare au zeii lor, au dumnezeii lor, au... Noi suntem binecuvântați, dragii mei, și cineva va spune, dar ăsta este exclusivism. Da, este exclusivism și noi nu ne mișcăm de aici, pentru că noi credem că Dumnezeul nostru, Dumnezeu Jehova, este singurul Dumnezeu adevărat. Și noi în El credem și noi nu ne despărțim de El și noi la El nu adăugăm alți dumnezei și noi lângă El nu facem loc altora, să spunem că vrem să fim politically correct, să nu jignim pe cineva, să spunem că nouă ne place sau că suntem de acord cu ecumenismul, că doar toate religiile au ele un sâmbure de adevăr și că poate fiecare din dumnezeii lor este într-un fel Dumnezeu. Ați auzit ideea, da? Că doar Allah e Dumnezeu, numai că e numit altfel. Nu, dragii mei, Allah nu este Dumnezeu. Mahomed nu este Dumnezeu. Buddha nu este Dumnezeu și niciun alt zeu nu este Dumnezeu. Există un singur Dumnezeu adevărat și acesta este Dumnezeu Jehova și este Dumnezeul nostru, slăvit să fie numele Lui. Și acest Dumnezeu adevărat este un Dumnezeu sfânt, este un Dumnezeu etern, este un Dumnezeu puternic, este un Dumnezeu care cunoaște totul, un Dumnezeu care știe totul, un Dumnezeu care este prezent peste tot și slăvit să fie El că este Dumnezeul nostru. Dragii mei, nu are loc și nu are rost să ne întindem la altă filozofie. Există un singur Dumnezeu adevărat. El se declară pe El, Isaia 43:18, căci așa vorbește Domnul, făcătorul cerurilor, singurul Dumnezeu care a întocmit pământul, l-a făcut și l-a întărit, l-a făcut nu ca să fie pustiu, ci l-a întocmit ca să fie locuit. Eu sunt Domnul și nu este altul, slăvit să fie numele Lui. În viața ta, în viața mea, în viața bisericii noastre, să ne ajute Domnul să-L păstrăm pe El, singurul Dumnezeu adevărat, singurul Dumnezeu la care ne închinăm, singurul Dumnezeu pe care îl acceptăm și despre care declarăm, El este singurul Dumnezeu viu și adevărat, slăvit să fie numele Lui. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu, slăvit să fie numele Domnului. Și cu aceasta trecem la a treia și ultima învățătură din seara aceasta, și anume despre divinitatea Domnului Iisus Hristos. Vedeți, când noi vorbim despre singurul Dumnezeu adevărat, în El includem toată Trinitatea. Adică este Dumnezeu Tatăl, este Dumnezeu Fiul și este Dumnezeu Duhul Sfânt. Și ei, ne spune Scriptura,
despre care am vorbit înainte și credem că este adevărată, Scriptura spune că ei una sunt. Ei una sunt. Singurul Dumnezeu adevărat este Dumnezeu care împreună cu Duhul Sfânt și cu Domnul Iisus Hristos formează Trinitatea Divină. Și sigur că foarte important pentru noi este Domnul Iisus Hristos care este Mântuitorul nostru. Divinitatea Domnului Iisus Hristos este foarte, foarte importantă. Sunt oameni, nu doar din alte religii, sunt oameni care poate spun creștini cu o anumită tentă și ocolesc sau chiar neagă faptul că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, îl consideră un proroc, îl consideră un înțelept, dar când este vorba ca să spună, să creadă că este Fiul lui Dumnezeu, ocolesc lucrul acela. Dragii mei, este foarte important să nu uităm niciodată. Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos este din Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos este Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos este cuvântul și cuvântul este Dumnezeu. Slăvit să fie numele Lui. Ioan 1:18. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurul lui Fiu care este în sânul Tatălui, acela l-a cunoscut. Singurul lui Fiu, adică Domnul Iisus Hristos care este în sânul Tatălui. Ce înseamnă aceasta? Că ei sunt una. Incontestabil, fără nicio îndoială, fără niciun dubiu. Mântuitorul nostru, Domnul nostru scump și drag, Iisus Hristos, este persoană divină și nu doar orice persoană divină, ci este Fiul lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Dumnezeu mărturisește despre aceasta. Multe locuri în Biblie, dar mă duce gândul acum la frumosul acela pasaj care descrie întâmplarea cu botezul Domnului. Se va sărbători în curând botezul Domnului, da? Când se aude glasul din cer care mărturisește că acesta este Fiul meu prea iubit. Mărturisește Duhul Sfânt despre Domnul Iisus Hristos, că este Fiul lui Dumnezeu. Mărturisesc apostolii, mărturisesc toți credincioșii de pretutindeni, mărturisesc îngerii și toate ființele cerești. Toate aceste lucruri, dragii mei, dar mai mult decât atât, eu cred că este dorința inimii noastre ca să îl simțim întotdeauna pe Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor al nostru personal și în momentul în care noi îl recunoaștem și îl declarăm pe Domnul Iisus Hristos Mântuitorul personal și suntem legați de El cu toată ființa noastră, se transmite la mintea noastră în mod automat și aș putea spune în mod divin faptul că El este Fiul lui Dumnezeu. Și atunci când noi ne rugăm, ne plecăm pe genunchi și spunem, Doamne Iisuse, ascultă Tu rugăciunea, noi știm că ne rugăm lui Dumnezeu, pentru că Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Atunci când ne rugăm, Doamne Iisuse, Te rog, vindecă, noi știm că ne rugăm lui Dumnezeu, pentru că Domnul Iisus Hristos este, divinitatea Lui este incontestabilă. Toate atributele pe care le are Dumnezeu Tatăl, ele sunt transmise Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos, ca persoană divină, ca Fiul lui Dumnezeu, are toate atributele pe care le-a avut Tatăl și le are Tatăl. Unitatea cu Tatăl. Ne amintim Domnul Iisus Hristos și în special Evanghelistul Ioan sublinează lucrul acesta în Evanghelia după Ioan. În multe locuri Domnul Iisus Hristos spune, Eu și Tatăl una suntem. Eu nu fac nimic fără ca Tatăl să mă fi trimis pentru aceasta. Tot ce spun eu, vă spun de la Tatăl. Cuvântul să locuiască în voi și atunci Tatăl și eu, spunea Domnul Iisus Hristos, vom veni și vom locui în voi. Deci, unitatea aceasta perfectă între Domnul Iisus Hristos și Dumnezeu atestă, demonstrează, ne spune clar, că Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu.
apoi perfecta conlucrare. Dumnezeu împreună cu Domnul Iisus Hristos lucrează perfect. Tot ce s-a întâmplat, lucrarea Domnului Iisus Hristos, oficiile Domnului Iisus Hristos, funcțiile Domnului Iisus Hristos, absolut totul, în toate acestea îl vedem pe Dumnezeu prezent. Singura, cum spuneam eu, de multe ori poate nu fracțiune, zecime sau miime, milionime, să zic așa în ghilimele, de secundă, fragment, a fost atunci când Domnul Iisus Hristos a spus: Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Dar nu că l-ar fi uitat Dumnezeu sau nu că l-ar fi lăsat, ci pentru că trebuia să treacă. Dar în afară de acea situație, Domnul Iisus Hristos întotdeauna a spus: Eu sunt cu Tatăl și Tatăl este cu mine. Perfecta unitate și perfecta conlucrare. Dragii mei, fără nicio îndoială, fără niciun fel de dubiu, Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Câteva pericole, așa cum spuneam, am să amintesc la fiecare învățătură câteva pericole legate de divinitatea Domnului Iisus, de înțelegerea divinității. Sigur că cel mai grav este negarea divinității. Eu cred că niciunul care este aici sau cine aude prin unde mesajul acesta nu se îndoiește. Dacă totuși se îndoiește cineva, eu vreau chiar în momentul acesta când auzi mesajul să te rogi, să te pui pe genunchi, să descrii Scriptura și să crezi din toată inima că Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, slăvit să fie El. Un alt pericol, o altă eroare, o altă erezie este limitarea divinității sale. Poate ați auzit oameni care au spus: dar El a devenit Dumnezeu sau El a devenit Fiul lui Dumnezeu doar în momentul cutare. De exemplu, că am avut acum recent sărbătoarea nașterii Domnului. Am auzit teorii din acestea aberante, că nu pot să le numesc altfel, că de fapt numai după ce s-a născut și a trăit pe pământ și și-a dus la îndeplinire lucrarea pe acest pământ, Domnul Iisus Hristos a devenit cu adevărat Fiul lui Dumnezeu. Nu, dragii mei. Domnul Iisus Hristos a fost de la început, este și va fi pentru totdeauna Fiul prea iubit al lui Dumnezeu, slăvit să fie El. Neglijarea Domnului Iisus Hristos în viața bisericii sau în viața personală. Vedeți, de multe ori noi avem proiecte, avem planuri, avem misiuni și sunt bune. Toate sunt pe considerente foarte bune bazate și pe intenții bune, dar pierzându-ne în detalii și în strategii, de foarte multe ori noi uităm să-i acordăm întâietate Domnului Iisus Hristos. Dragii mei, Domnul Iisus Hristos este capul bisericii. Orice se întâmplă în biserică, de la cel mai mic amănunt până la cea mai complexă lucrare sau cel mai complex plan, trebuie adus înaintea lui Dumnezeu, adus înaintea Domnului Iisus Hristos și să existe confirmarea că se potrivește cu ceea ce vrea capul bisericii. Se potrivește cu Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Fie ca în biserica noastră întotdeauna Domnul Iisus Hristos să fie capul. Principiile și tot ceea ce ne învață Domnul Iisus Hristos, pentru că El este modelul perfect, în tot ce facem noi trebuie să ne asemănăm cu El. Întotdeauna în biserica aceasta El să aibă locul întâi, slăvit să fie numele Lui. Și un pericol foarte mare, creștinismul modern tratează cu atâta ușurință pe Domnul Iisus. Spun tinerii și nu doar ei, nu zic ai noștri, zic așa, în general. Iisus e prietenul meu, Jesus is my friend. Și se duce cu mâna în buzunar, cu pantaloni scurți, cu tricouri fără mâneci, cu... Cineva vă spune: frate, nu contează, Domnul se uită la inima. Nu e adevărat, nu petrecem acum timp, că vom vorbi altă dată despre asta. Dar eu vă spun din toată inima și cu toată sinceritatea, nu vorbesc doar ca să
atac pe cineva, nu vorbesc doar ca să fiu negativ sau doar că acestea sunt ideile mele. Sunt ideile Bibliei. Înaintea Fiului lui Dumnezeu, înaintea Domnului Domnilor, înaintea Prințului Prinților, noi trebuie să venim întotdeauna cu demnitate, trebuie să venim întotdeauna cu smerenie și trebuie să venim întotdeauna cu respect. El nu este our body, pe care l-am găsit undeva la școală, la job sau pe drum sau undeva în cartier și ne-am prietenit cu noi. El este Fiul lui Dumnezeu, Fiul unicului Dumnezeu. Și înaintea Lui totdeauna trebuie să venim cu respect și cu reverență. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Dragii mei, să ne ajute Domnul să începem noul an crezând și practicând din toată inima și în viața noastră că Scriptura este cuvântul lui Dumnezeu și are autoritate, că noi ne închinăm singurului Dumnezeu adevărat și că Mântuitorul nostru, Domnul Iisus Hristos, este Fiul lui Dumnezeu. Amin.